play a role. Tell all the boys, I'll keep it low. If I say no, will you turn away? Avocații care se ocupă de administrarea muzicii legendei R&B Alaya au declarat că lucrează din greu pentru a rezolva toate problemele legate de publishing-ul muzicii acesteia, cu scopul ca aceasta să poată fi utilizată pe toate serviciile de streaming. Aceștia au anunțat fanii artistei printr-un mesaj pe Twitter de situația actuală. Vă auzim și vă vedem. Împărtășim aceleași sentimente și dorințe cu voi, acelea de a avea muzica lui Alaya disponibilă pentru toți oamenii din toate colțurile lumii. Faptul că nu putem lansa și arăta muzica Alaya lumii este un lucru pe care îl regretăm enorm, însă prioritatea noastră este și va fi muzica ei. Avocații au continuat spunând că intenționează să lanseze proiecte unice pentru a menține moștenirea și arta cântăreței. Albumul de debut al cântăreței, Age Ain't Nothing But A Number, este disponibil pe aproape toate platformele. Însă, albume ca cel din 1996, One in a Million, sau albumul din 2001, care îi poartă numele, încă își așteaptă rândul.